Datorită cercetătorilor de la Experimentala din Buzău, în câțiva ani, legumele și fructele autohtone au prins forme și arome dintre cele mai nebănuite. Avem tomate în formă de ardei sau de pere, castraveți albi și cu țepi recomandate diabeticilor. Au creat de-a lungul timpului mai multe soiuri de legume exotice, de la castravetele grenadă sau cel cu gust de kiwi, până la pepenele cu gust de coniac sau roșia cu puf. Este incredibil, dar adevărat că, în ciuda rolului lor în agricultura țării, un sfert dintre cercetătorii stațiunii legumicole încasează la sfârșitul lunii salariul minim pe economie. Elena este una dintre tinerele cercetătoare ale instituției. Practică meseria mai mult din pasiune, pentru că avantajul material este unul umilitor. Salariul nu ne motivează sub nicio formă, dar uitându-ne în spatele nostru, văzând rezultatele, văzând cum dintr-o sămânță au crescut, uitați și dumneavoastră, o plantă atât de frumoasă și este doar începutul, în sufletul nostru parcă încolțește o nouă sămânță. Așa că e greu, dar în același timp frumos. Și în cercetare nu poți să lucrezi dacă în spatele tău sau nu poți să lucrezi, nu poți să te întreții de unul singur. Asta este un lucru cert. Și este frustrant totuși. Este frustrant. Este foarte frustrant. Pentru dar că până și muncitorul începe, da, da. Deja ziua de salariu este un subiect tabu. Este ziua de salariu este cred că cea mai deprimantă zi din celelalte zile ale săptămânii. Cu ce salariu sunteți încadrat acum? Încadrată 1816 lei, la care se adaugă și o vechime de cei 4 ani, de 7,5%. Însă aveți colegi mai tineri care au mult mai puțin? Minim, da. Eu sunt cercetător științific, am mai dat un examen, au trecut și după 3 ani de când m-am angajat, am susținut acest examen și mi s-a mărit salariul. Dar colegii mei mai tineri, care sunt încadrați pe posturile de asistent cercetare, sunt încadrați cu salariul minim. Pentru un salariu minim pe economie lucrează un sfert dintre cei 10 specialiști ai stațiunii de cercetare. Ajung la un salariu decent de 3.000 de lei net lunar abia după 35 de ani vechime, toate gradele profesionale obținute și numeroase lucrări științifice publicate. Salariul este foarte mic, din acest motiv avem colegi care au renunțat, au plecat din cercetare, fie la firmele străine sau alți cercetători mai în vârstă, care datorită salariului mic au făcut cereri să fie încadrați la muncitori, pentru că acolo grila salarială este mai permisivă, deci se poate obține un salariu mai mare. Nici măcar zilierilor din grădinile experimentale nu le vine să creadă că au salarii egale cu cei care trudesc cu mintea în laboratoarele stațiunii de cercetare. Au salariile subdecente, sub, sunt infime. Deci pentru cât se învață și pentru... Acum nu știu dacă ceilalți au posibilitatea să evolueze. Ajung, aproape de pensie ajung să ia 3.000 de lei în mână. Aproape de pensie, după 30 de ani. Nu l-am întrebat pe domnul inginer din bun simț, așa știți. Dar sunt salarii mici pentru niște cercetători. Pentru cineva care își dedică viața, deci o viață întreagă și o dedică unui lucru de care beneficiază generații după aceea. Mii de legumicultori din țară folosesc de ani buni în grădinele lor semințe cumpărate de la stațiunea de cercetare legumicolă din Buzău. Stațiunea de cercetare a fost înființată în aprilie 1957 sub numele de Stațiunea Experimentală. Este o unitate strategică de cercetare și dezvoltare pentru zona bazinului legumicol Buzău și a județelor limitrofe, cu preocupări actuale în ameliorarea unor specii de tomate, ardei, castraveți, ceapă, varză de toamnă, salată, fasole pitică și pătlăgele vinete. Instituția are în structura sa un număr de peste 60 de angajați, dintre care 10 sunt cercetători în horticultură. Fondul de salarii este asigurat exclusiv din resurse proprii, mai precis din producerea și vânzarea de semințe, răsaduri sau legume, pentru că statul nu prevede un buget de salarizare pentru acest segment.